asta mi-a tot 1, litera D, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 7 pe 2019, prin cod administrativ. Și are dispoziție primarului numărul 38 din 24 2021, a fost invitat la ședința ordinară de astăzi. Din cei 110 consilieri locali, sunt prezenți doar 9. Domnul Galan, întârzi un pic. Și domnul Martin. Martin zice că nu e acasă, nu e în zona. Da, deci ședința poate să înceapă lucrările. Având în vedere prevederile articolului 138 a neatul 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal în chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate. La ședință se poate domnul la instituție și personalul din cadrul instituției care era invitat la ședință, deoarece au fost dezbătute materialele din comisie, el nu mai necesită prezentarea lor. Acum dau cuvântul domnului Macadar pentru a prezenta. Mulțumesc pentru încredere acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Dăm citire ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 597.530 lei în excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020 ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Inițiatorul primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, estimării anilor 2022-2024 și lista obiectivelor de investiții. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. 3. Proiect de hotărâre privind modul de aducere hotărârilor Consiliului Local al Comunei Adelan, adoptat în anul 2020. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. 5. Proiect de hotărâre privind analiza fazelor de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2, anul 2020. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. 6. Proiect de hotărâre privind priorități, obiective, plan acțiuni privind dezvoltarea economico-socială anului 2021. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Adelan, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică pentru anul 2021. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Nouă diverse, dacă mai sunt și alte proiecte, nu sunt. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine se împotrivă, dacă ține cineva. Intrăm în ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 597.530 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Materialul a fost dezvoltat în prealabil. În comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Deci supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva. Trecem la proiectul următor pe punctul ordinii de zi, anume proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, estimării anilor 2022-2024 și lista obiectivelor de investiții. De asemenea, subiectul a fost dezbătut înainte.
Aviz comisiilor, domnul, comisia numărul domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia lui Macadam Bogdan, aviz favorabil. Comisia 3, domnul Popa Gheorghe. Aviz favorabil. Supunem la vot cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. 3. Proiect de hotărâre privind modul de aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Ardeoane adoptate în anul 2020. Comisia, trasele materiale a fost dezbătut. Comisia 2, Macadam Bogdan, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Să ține cineva. 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. De asemenea, materialul a fost dezbătut. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 1, domnul Macadam Bogdan, aviz favorabil. Comisia 3, domnul Popa Gheorghe. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la numărul 5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2, anul 2020. De asemenea, materialul a fost dezbătut. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. 6. Proiect de hotărâre privind priorități, obiective, plan acțiuni privind dezvoltarea economică socială pentru anul 2021. Materialul a fost discutat. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin, aviz favorabil. Comisia numărul 2, Macadam Bogdan, aviz favorabil. Comisia numărul 3, domnul Popa Gheorghe, aviz favorabil. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă ține cineva. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoane, județul Bacău, pentru anul 2021. Materialul a fost dezbătut. Comisia numărul 2, Macadam Bogdan, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2021. Materialul a fost dezvoltat de asemenea. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține și noi. Diverse, dacă vrea cineva să ia cuvântul. Dacă nu, fiind depuizate punctele de pe ordinea de zi, declar ședința închisă.